de ce s-a declarat epidemie la 2000 de cazuri. Epidemia de rujeolă trebuie declarată cât mai timpuriu și asta doar pentru faptul că rujeola este una din cele mai infecțioase boli care există. Asta ce înseamnă că un individ care se infectează poate infecta aproape de 20 de alți oameni. Deci este cea mai cunoscută boală infecțioasă din această pricină, pentru că un individ infectat poate cauza el însuși o epidemie. Iar chiar la 2000 de cazuri deja vorbim deja despre o întârziere a răspunsului de a declara epidemie, pentru că vom vedea, din păcate, consecințele acestei acțiuni.